Din această seară, canalul România Internațional are deschisă o nouă poartă de comunicare cu lumea. În câteva minute veți fi martorii testării platformei digitale de la cheia într-un duplex România-America. Cazul Mugur Ciuvică stârnește controverse politice, juridice și, cum era de așteptat, și între ziariști. Doi militari americani și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui elicopter în nordul Afganistanului. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Programele canalului România Internațional pot fi recepționate începând din această seară și de comunitățile românești din Statele Unite și Canada prin intermediul noii platforme tehnologice de la cheia. În același timp, platforma digitală va permite și realizarea unor transmisiuni directe pentru postul național de televiziune de pe teritoriul Statelor Unite. Despre performanțele platformei de la cheia, un reportaj de Luara Ștefănescu. Platforma digitală de televiziune de la Centrul de Comunicații prin Satelit de la cheia îndeplinește toate normele internaționale Intelsat pentru transmisii de televiziune. Prin această nouă platformă este posibilă transmiterea a trei programe digitale de televiziune, precum și recepționarea canalului România Internațional în Statele Unite ale Americii și Canada. Comunitățile de români de pe teritoriul Statelor Unite și a Canadei vor putea, pe baza unor acorduri realizate de către programul TVR Național, internațional cu operatori de televiziune pe cablu din Statele Unite și Canada, să recepționeze TVR Internațional din România. Astăzi vom fi în stare să dăm legături internaționale pentru televiziunea publică română din colțuri diverse ale lumii, începând cu Statele Unite până în Japonia, ceea ce creează un sentiment de apropiere pentru românii noștri care trăiesc în atâtea țări. Românii de peste ocean mai au la dispoziție și varianta achiziționării unei antene individuale de recepție prin satelit a programelor canalului România Internațional. În același timp, noua platformă digitală de la cheia, inaugurată în prezența primului ministru Adrian Năstase și a conducerii televiziunii naționale, permite și realizarea unor transmisii în direct din Statele Unite, Canada, Australia sau de pe continentul asiatic, cum ar fi Jocurile Olimpice de la Salt Lake City sau viitorul campionat mondial de fotbal. Costurile legate de aceste viitoare transmisii vor fi negociate de televiziunea publică cu societatea de radiocomunicații. Atunci când e vorba de costuri, trebuie să vă spun că ele se negociază încă. Ce vă pot spune? Că sper din toată inima că sunt mai mici. Asta ne interesează foarte mult. Tot astăzi, la Centrul de Comunicații prin Satelit de la cheia a fost pusă în funcțiune și o nouă tehnologie digitală în domeniul transmisiilor de date și voce pe segment spațial. Principalul avantaj al noilor circuite este acela că utilizatorii serviciilor de telecomunicații internaționale prin satelit vor plăti doar durata efectivă de utilizare a acestor circuite. Cele două platforme digitale inaugurate astăzi de primul ministru Adrian Năstase au necesitat investiții în valoare de $700.000. În câteva minute vom fi în legătură directă cu Statele Unite via cheia. Până atunci continuăm jurnalul. Reprezentanții Parchetului General și ai Ministerului de Interne au făcut astăzi noi precizări legate de ancheta în așa numitul caz Armageddon 2. Procurorii spun că autorii raportului ar fi trebuit să se adreseze organelor statului dacă aveau date în sprijinul afirmațiilor din document. Ei au tras atenția că trimiterea raportului, care conține informații false, către ambasadele unor state străine, poate duce la prejudicierea imaginii României. Polițiștii spun că până acum ancheta în cazul Armageddon 2 s-a desfășurat în limitele legii. Ei susțin că începerea urmăririi penale în cazul lui Mugur Ciuvică, șeful de cabinet al fostului președinte Emil Constantinescu, s-a făcut pe baza declarației persoanei care a trimis raportul Armageddon 2 prin intermediul poștei electronice la mai multe instituții din țară și străinătate. Deși nu privește Ministerul de Interne, noi suntem o instituție care asigurăm respectarea legii, afirm cu toată claritatea, nu am fost mânați de niciun fel de interese politice. Noi suntem organ tehnic, aplicăm legea în spiritul și în litera ei. Procurorii afirmă că raportul respectiv nu se referă la persoane particulare, ci la instituții fundamentale ale statului, cum ar fi Guvernul României. Reprezentanții Parchetului General spun că s-au sesizat din oficiu în cazul lui Mugur Ciuvică, deoarece trimiterea documentului unor ambasade și agenții străine e de natură să lezeze relațiile și interesele României. Acea infracțiune din codul penal care încriminează transmiterea de date neconforme realității are o modalitate de săvârșire alternativă și anume să fie de natură, deci este o infracțiune de pericol,
să lezeze relațiile internaționale ale României. Ori din moment ce aceste date, pe care noi le-am apreciat că sunt neconforme cu realitatea, au fost transmise și ambasadelor străine, eram obligați să ne sesizăm din oficiu. Reprezentanții Ministerului Public spun că este normal ca în momentul în care o persoană știe că altcineva a obținut unele bunuri în mod ilicit, trebuie să anunțe organele statului, nu alte instituții. Altfel, acuzatorul trebuie să dovedească cu probe afirmațiile sale. Caracterul licit al bunurilor se prezumă. Este cel care face afirmația contrară, trebuie să facă această dovadă sau să vină către noi cu astfel de sesizare. În ceea ce privește declarația lui Ovidiu Cristian Iane, cel care a trimis raportul la Armagedon 2 pe adresele de e-mail ale mai multor instituții din țară și străinătate, polițiștii precizează că aceasta a fost dată în prezența procurorului și a avocatului ales. Ei mai spun că Iane a fost descoperit în urma unor sesizări referitoare la încălcarea drepturilor de autor venite din partea unor informatori ai poliției. În ciuda precizărilor făcute de procurori și polițiști, anchetarea lui Mugur Ciuvică în dosarul Armagedon 2 este contestată de unele organizații civice. Conducerea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului vede în măsurile luate împotriva fostului șef de cabinet al președintelui Constantinescu un atac îndreptat împotriva libertății de expresie. Președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Monica Macovei, critică măsurile dispuse de parchet împotriva lui Mugur Ciuvică și a lui Ovidiu Iane. Monica Macovei declară că potrivit textului din codul penal referitor la răspândirea de informații false de care este învinuit Mugur Ciuvică, înainte de începerea urmăririi penale trebuia dovedită falsitatea afirmațiilor cuprinse în textul raportului Armagedon 2. Ceea ce s-a întâmplat, deci cercetarea celor două persoane pentru infracțiunea de transmitere de știri și informații false, este, în opinia Pador CH, un atac foarte grav și nejustificat împotriva libertății de exprimare. La rândul său, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma, consideră că măsurile dispuse de parchet împotriva celor doi sunt o încercare de intimidare și de încălcare a libertății de exprimare. Întrebat dacă dreptul de a spune orice despre oricine reprezintă chintesența dreptului la libera exprimare, Mircea Toma a răspuns că publicarea unor informații neverificate în presă ține de etica profesională. Dând o tentă ironică protestului, el s-a autodenunțat, recunoscând că, în calitate de director al Agenției de Monitorizare a Presei, a aprobat cu acordul a două angajate difuzarea în rețeaua FreeX a raportului Armagedon 2. Credem că publicarea textului acestuia va învăța minte atât parchetul general, cât și politicienii care l-au inspirat să se abțină de la asemenea barbarisme față de principiile democrației. Nu accept să sărim înapoi în anii 90. Sau 70. Sau 70. Prezent la sediul GDS, Mugur Ciuvică a reluat declarații date ieri, susținând că nu știe să folosească e-mail-ul și că anchetarea lui și a Ovidiu Iane este o diversiune politică. El a cerut eliberarea lui Ovidiu Iane, cel care a mărturisit că a transmis mesajul Armagedon 2 la solicitarea lui Ciuvică. Controversele legate de cazul Ciuvică se prelungesc și în rândurile ziariștilor români. Unii apreciază că măsurile luate împotriva prezumptivului autor al raportului Armagedon 2 sunt abuzive. Alții consideră însă că dreptul la opinie și liberă exprimare nu trebuie confundat cu răspândirea sub protecția anonimatului a unor acuzații false. Reacția puterii a premierului Adrian Năstase la acest, așa zis, raport Armagedon 2 reprezintă un derapaj politic care nu ne poate lăsa indiferenți. Mâine ne putem aștepta ca poliția și parchetul să dea năvală în redacțiile ziarelor pentru a ne aresta datorită opiniilor noastre, opinii exprimate nu sub anonimatul laș, ci asumate sub semnătură. Ceea ce mă face să apreciez că este vorba, într-adevăr, de un atentat la libera expresie și de o mare greșeală politică. CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, face distinție între fapte și judecăți de valoare. Faptele sunt supuse probei, în timp ce judecățile de valoare nu, așa încât raportul acesta, Armagedon 2, fiind un raport de fapte, unui om îi se impută niște fapte, el, cel care l-a scris, are sarcina, are obligația de a-l proba. Acolo nu există nicio probă, așa încât anchetarea lui de către instituțiile statului nu constituie o încălcare a dreptului la liberă exprimare.
Stimați telespectatori, vom avea împreună ocazia să vedem cum funcționează realizarea tehnologică de la cheia despre care v-am vorbit mai devreme. Privilegiul de a inaugura această nouă cale de comunicare dintre românii de acasă și cei din America de Nord îi revine premierului Adrian Năstase, aflat la Centrul Național de Comunicații de la cheia. Bună seara, domnule prim-ministru! Ne auzim și ne vedem! Ceea ce înseamnă că relația București funcționează foarte bine. Semn bun. Aveți șansa să testați în fața telespectatorilor și restul traseului cheia Washington. Deocamdată să inaugurăm această nouă platformă digitală și îmi face o mare plăcere, împreună cu domnul ministru Dan Mica, să inaugurăm un loc de înaltă tehnologie și de comunicare care să asigure libera circulația informației. Da. Doamnelor și domnilor, este o deosebită bucurie pentru mine să fiu astăzi aici la cheia, la stația de comunicații prin satelit. Este o bucurie pentru că reușim de data aceasta să punem în aplicare o promisiune. Este vorba, deci, nu de cuvinte, ci de fapte, de acțiune. Adeseori, în discuțiile cu comunitatea românilor din Statele Unite sau din Canada, aceștia ne-au reproșat faptul că noutățile din România vin cu casete înregistrate cu imagini care sunt adeseori depășite de timp. Iată că acum putem comunica în timp real. Această stație de comunicații de la cheia este cea mai mare din Europa de Sud-Est și ea asigură în momentul de față comunicații directe cu comunitățile de români din Canada, din Statele Unite. Ea bate și în sud, până în Africa de Sud, ajunge de asemenea în zonele asiatice. Este o realizare tehnologică deosebită, ea va fi continuată. În acest an vor mai fi investiții de peste 5 milioane de dolari aici la cheia și îmi face o mare plăcere să salut această inițiativă excepțională, o tehnologie deosebită, nouă, tehnologia DAMA, care va asigura, între altele, și asigurarea comunicațiilor telefonice în interiorul țării cu zonele mai greu accesibile. De aceea sunt bucuros să fiu aici și să salut această realizare cu totul și cu totul deosebită din punct de vedere tehnologic. Domnule prim-ministru, domnule prim-ministru, mă auziți? Da, vă aud. Urmează să și testați performanțele tehnologice ale platformei digitale de la cheia. Veți intra în legătură, de fapt, ne și aflăm în legătură directă, într-o legătură triplex cu Washington. Telespectatorii vă urmăresc. Bună seara! Doamna Onesa, cred. Da, bună seara, mă bucur că vă văd și că în sfârșit putem să comunicăm. Știu că este o întârziere de câteva secunde. Am fost atenționați că o să fim într-o stare de confuzie la un moment dat, dar sper că întreaga transmisie o să se desfășoare bine și că o să putem și noi să vorbim cu dumneavoastră. Mă bucur foarte mult, doamna Onesa și stimați prieteni din Statele Unite, să vă salut pe această cale și în felul acesta de acum înainte să puteți să urmăriți în timp real ceea ce se discută, ceea ce se întâmplă în România. Este o bucurie pentru noi, pentru că în felul acesta tot ceea ce ține de identitatea culturală românească va putea să fie transmis și în felul acesta valorile noastre să fie menținute în familiile românești din Statele Unite și din Canada. Aș vrea să îmi spuneți însă și să ne spuneți ce credeți că ar trebui, ce credeți dumneavoastră și colegii, prietenii care se află împreună cu dumneavoastră, să facem în continuare pe aceeași linie.
este Stelian Stoian, sunt adjunctul șefului de misiune la Ambasada României la Washington. Aș vrea să dau cuvântul, pentru că avem aici doi invitați importanți, avem pe domnișoara Andreea Dercidan, care este lidera a Asociației de Studenți Români din SUA, și domnul Cornel Mohoreanu, care este unul dintre importanții oameni de afaceri și un vechi reprezentant al comunității românești din zona Washingtonului. Cred că ar fi important să aflăm de la dânsii care sunt impresiile asupra acestui moment. Domnișoara Dercidan. Mulțumesc. Bună seara. Bună seara. Mi se pare foarte important acest pas de a încerca să facem legătura cu alte zone din lume. Este foarte important pentru comunitatea românească din Statele Unite și în special pentru comunitatea studenților din Statele Unite să păstreze legătura cu țara, să-și păstreze identitatea culturală și să poată avea, să poată ști ce se întâmplă în țară în fiecare moment. Mi se pare foarte important. Domnul Mohora? Sigur. În primul rând aș vrea să vă spun că arătați foarte bine la televizor la Washington. Mulțumesc. Arătați, aș putea să spun, tot atât de bine cum ați arătat când ați fost la Washington. Deci recepția este perfectă. Și felicit pe cei care s-au ocupat de acest eveniment tehnic. Și pe plan cultural aș putea să vă spun că personal sunt deosebit de încântat. Am posibilitatea să urmăresc acest program în direct. Personal am urmărit programe de altă origine etnică și doream să văd această zi când voi avea posibilitatea să văd și un program românesc. Personal vă promit că voi pune acest program pe butonul favorit al remote control-ului și voi avea acest buton la dispoziție oricând această emisiune va fi în direct. Că aș vrea și eu să adaug două vorbe și să spun că este foarte important pentru românii care trăiesc cel puțin în Statele Unite ale Americii, care este un teritoriu uriaș, să avem un punct de referință. Comunitățile românești, cum bine știți, sunt foarte răspândite, inegale ca mărime, ca tradiții, ca vechime. Și cred că un flux de știri dinspre țară, spre noi, care să fie complex și balansat, ar produce numai bine pentru, să spun așa, unitatea politică a comunităților românești și pentru identitatea noastră națională. După cum știți, din țară nouă ne vin știri cele mai multe prin ziare și cele mai multe ori știrile sunt foarte agresive la adresa guvernării sau la adresa administrativului din România. Noi știm că în țară se întâmplă și lucruri bune și eu personal mi-aș dori să-mi văd prietenii și foștii colegi, să văd ce se mai întâmplă în domeniul teatrului și filmului românesc. Mi-aș dori să aud și de bine, că de rău știm cu toți. Vă mulțumesc și sper să fie de bun augur. Mulțumesc și eu foarte mult și vreau să vă asigur că efortul acesta l-am făcut în mod deosebit în urma insistențelor prietenilor, colegilor, reprezentanților comunităților de români din Statele Unite și din Canada, care în mod firesc vor să păstreze legătura, să afle, să știe ce se întâmplă în țară. Până acum, știți bine, TVR Internațional nu putea să transmită decât în condiții foarte dificile, iar acele cunoscute casete cu imagini care plecau cu taromul, ajungeau târziu, prezentau cu întârziere realități din România, evident că nu mai făceau parte din lumea din care trăim noi acum. Și de aceea îmi face plăcere să fiu aici împreună cu colegii mei. Îl felicit pe domnul ministru Dan Nica pentru această realizare și pe colegii săi, pe cei de la stația de la Cheia, și să le dorim împreună succes pentru a continua acest efort. De altfel, prin această legătură directă, în februarie, Olimpiada de iarnă din Statele Unite va putea fi transmisă în direct în România, la fel ca și în vară campionatul de fotbal din Japonia. Deci este vorba de facilități extraordinare care vor permite o comunicare extraordinar de simplă cu lumea în care trăim. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la
acest duplex, la acest dialog, care ne-a arătat că putem să comunicăm mai bine și că din punct de vedere tehnologic putem să realizăm lucruri de nivel foarte înalt. Vă mulțumesc încă o dată. Domnule prim-ministru, dragi prieteni din Statele Unite, vă mulțumim și noi. Testul, ați văzut, stimați telespectatori, a fost trecut cu bine. Trecem de pe coasta de est a Statelor Unite, pe coasta de vest, acolo unde la Los Angeles se află unul dintre românii cei mai celebri în lume. Este vorba de Nadia Comăneci. Bună seara, Nadia! Bună seara! Nadia, știm că te afli mult timp în fiecare an în Statele Unite. Ce înseamnă evenimentul de astăzi pentru perioada în care te vei afla an de an în Statele Unite? Împreună cu domnul ambasador Ducaru, care este lângă mine, ne face o deosebită plăcere să fim alături de dumneavoastră prin telefon în acest moment de mare emoție. Este o inițiativă fantastică și este un lucru extraordinar să fii în direct cu ceea ce se întâmplă în România, să ai posibilitatea să vezi un meci de fotbal în direct, așa cum a spus și domnul prim-ministru Adrian Năstase, să vezi Olimpiada din Salt Lake City în direct. Este un lucru fantastic și ne bucurăm și vă felicităm din suflet. Nadia? Da? Ești unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai activi promotori ai imaginii României în lume. Din acest punct de vedere, ai planuri pentru acest an? Sigur că am planuri pentru acest an. Voi veni în România peste câteva zile, iar în același timp voi fi prezent în Salt Lake City la Olimpiada de iarnă. Nadia, îți mulțumim! Tot la Los Angeles se află și ambasadorul nostru în Statele Unite, Sorin Ducaru. Domnule ambasador? Bună seara! Să știți că mă încearcă același sentiment de emoție, pentru că în urmă cu câteva zile, când făceam probele tehnice, am reușit să văd și eu în direct la Washington programele TVRI și vă spun că este un moment aparte. Aș vrea să menționez că deja suntem pregătiți pentru pasul următor, acela de a recepta programele TVRI și pe cealaltă coastă, deci pe întreg teritoriul american, aceasta fie prin relee de sol, fie prin rețelele de televiziuni prin cablu, deci deja ne gândim la pașii concreți care să facă în așa fel încât să ajungă acest program în casele fiecărui român american. Domnule ambasador, mă aflu de asemenea la Los Angeles cu ocazia unui eveniment special organizat de Societatea Viitorul Românesc din California. Este un eveniment dedicat Zilei Unirii Principatelor și Zilei Unirii în general. E vorba de un eveniment care are ca leitmotiv unitatea între România și americani și felul în care ei se gândesc să sprijine România, pe românii de acasă, inclusiv în problemele și în obiectivele centrale, cum este în acest an obiectivul aderării României la NATO. Domnule ambasador, vă mulțumesc. Eram convins că absența dumneavoastră de la post, de la Washington, era bine întemeiată. Seara bună! Continuăm jurnalul și, inevitabil, revenim la cazul Mugurciu Vică. Conducerea Partidului Social Democrat consideră